Salut! Astăzi vreau să tai un măr bătrân, un golden auriu altoit pe măr sălbatic în vârstă de peste 30 de ani. Înălțimea lui este de aproximativ 5-6 metri, a crescut foarte înalt și rodul s-a înălțat foarte mult. Tăierile care au fost făcute la acest pom nu mi-aparțin. Eu fiind în această locație doar de 3 ani. Așa că vreau să-l tai, să-i tai coroana, pentru că rodul este abundent și foarte mic, deci de calitate inferioară. Și având și o înălțime foarte mare, nu pot nici să-l tratez așa cum trebuie. În urmă cu un an, am mai făcut niște tăieri la el. Am obținut creșteri noi și pe acestea vreau să le păstrez și să îndepărtez vechea coroană. În partea de jos, de la bază, am mai crescut un lăstar pe care vreau să-l păstrez și pe acesta și să-l dirijez sub formă de palmetă pe lângă, paralel cu gardul. Acum facem o pauză de câteva minute, o pauză determinată de ploaie. A venit în sfârșit ploaia după 15 zile caniculare. A fost o căldură sufocantă. Cum se va opri ploaia? Mergem și tăiem și aranjăm, mai bine spus, mărul cu pricina. Avem aici mărul nostru golden cu vârstă de peste 30 de ani. Are o înălțime de aproximativ 6 metri. A fost sigur altoit pe un port altoit de măr sălbatic pentru că a dezvoltat o astfel de creștere. Vreau să-l reduc din înălțime, vreau să-l tai, să-i las doar crengile noi dezvoltate după ultima tăiere de acum 2 ani. Haideți să facem împreună această operațiune. Așa arată acum mărul după ce a fost tăiat. Are o coroană mult mai suplă și tânără, cu lăstar tineri care vor produce mere mai puține, dar mai mari, ca mărime. Acești lăstari de creștere, crescuți în urmă cu un an, vreau să-i dirijez în palmetă și atunci voi elimina părțile care nu mă interesează. Iar pe cele două rămase, le voi dirija. Așa arată fixate cele două brațe, unul în dreapta, legat de trunchi, și unul în stânga, legat de un tutore din metal. Vreau ca, dacă dezvoltarea lor este bună, să tai între trunchiul deasupra lor și să las o dezvoltare sub formă de palmetă, stânga-dreapta. Acum aștept ca în primăvară, din lăstarul acesta înclinat, să crească lăstari orientați verticali, care vor forma palmeta, gardul, așa cum vreau eu să fie un gard din măr, din pom. Aici avem două etaje. Un etaj inferior, în care vreau să dezvolt palmeta ca formă de conducere, și etajul superior, care va produce
până când etajul inferior se va dezvolta. Și așa arată la final mărul nostru cel bătrân, după ce a fost toaletat și coroana derijată. Acestea sunt merele bune, rezultate după ce am tăiat pomul. O cantitate de 3 ori, deci încă 3 ligheane ca acestea, am dus la grămada de compost. Mere mult mai mici și afectate de rapăn. Așa că proporția de mere bune este de 1 la 4. Și nu este nicio pierdere dacă încercăm să reducem volumul de fructe pentru a crește calitatea acestora. Pe acestea le voi da acum pe răsătoare și le voi transforma în gem. Am dat merele pe răsătoare și acum le punem la foc. Acum merele fierb. Gata borcanele cu merele călite. Mere călite pentru plăcintă. Nimic nu aruncăm. Păstrăm tot ce este bun. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi.